Eveniment important astăzi, a spune eu, chiar pentru agricultura românească, și nu greșesc când spun acest lucru. O să vină domnul director executiv Florian Ciolacu să ne explice mai multe. Centrul de inovare și formare este marca Clubului Fermierilor Români. Coincide această acțiune cu lansarea sau plecarea la drum a celei de-a șasea generații tineri lideri pentru agricultură. Care este scopul formării acestui centru de inovare? E parte dintr-o etapă. Știți că v-am obișnuit să vă vorbim despre faptul că noi ne planificăm bine acțiunile, că avem activități care răspund la ceea ce am promis de la început. Vom contribui într-un mod care e măsurabil la transformarea agriculturii românești. Acum, astăzi, inaugurăm un centru, e primul centru din România și cred că e la nivel european un model de bună practică, Centrul de Inovare și Formare Tineri Lideri și Antreprenori în Agricultură. E etapa firească prin care punem la dispoziția programelor de formare pe care noi le avem un spațiu de întâlnire, un spațiu de desfășurare a cursurilor, un spațiu pentru reuniunea ale grupurilor de lucru, grupurile de reflexie, think tank-urile acelea pe care noi le avem cu contribuția lor, ca să asigurăm o bună reprezentare atunci cu argumente, atunci când mergem în negocierile sau în discuțiile unde suntem invitați la autorități. E un centru care are, vedeți, pe lângă cuvântul formare, partea de pregătire, cuvântul inovare. Și asta e foarte important, pentru că, de fapt, perioada în care trăim acum este una care obligă, pentru adaptare la aceste incertitudine în care trăim, obligă la a fi bine informat, a avea un mecanism de luare a deciziilor și a fi inovativ, ca să-ți menții competitivitatea. Noi în centrul ăsta o să desfășurăm și programe de sprijinire a inovării, adică idei pe care ei le vor avea pentru afaceri gândite, stabilite în echipe, în cadrul programelor ăstora, cele mai bune, cele mai inovative se vor transforma, poate, sperăm, în afaceri, dar noi le vom sprijini ca să își găsească o mai bună definire, ca să își găsească finanțare, ca să își găsească parteneri. Deci avem un centru de inovare și formare, avem astăzi seria 6 a programului Tineri Lideri, peste câteva zile seria 4 a programului Antreprenori în Agricultură 4.0. Sperăm să mai fie și alte cursuri pe care le vom aduce aici. E un spațiu deschis tuturor tinerilor, tuturor antreprenorilor din agricultura românească, ca să-și găsească aici sfaturi, să-și găsească pregătire, să-și găsească parteneri, să facă parte dintr-o comunitate.